Un șofer român de camion stabilit în Spania a declarat că l-a ajutat fără să vrea pe atacatorul de la Berlin. Alexandru Gen, vârstă de 37 de ani, a povestit pentru ziarul spaniol El Mundo că Anis Amri l-a abordat miercuri trecută pe autostrada A20 din Franța ca să-l întrebe cum să ajungă pe autostradă spre Lyon. Românul și-a dat seama ulterior că a discutat preț de 10 minute chiar cu teroristul care a ucis 12 oameni. Tunisianul era singur în mașină, era îngrijit, purta un pulover alb și vorbea franceza cu accent italienesc. În momentul întâlnirii, Amri era fugar deja de două zile după ce părăsise Germania. Șoferul român a sunat ulterior la poliția din Berlin și l-a semnalat incidentul. Teroristul în vârstă de 24 de ani a fost împușcat mortal în Italia pe 23 decembrie.